Dan Vâlceanu a declarat că noul PNL Gorj va fi condus până în 2017 de către doi copreședinți. Din punct de vedere al conducerii partidului, statutul noului PNL este foarte clar. Până în 2017 vom funcționa cu doi copreședinți și un birou permanent județean. Referitor la discuția pe care am avut-o astăzi, n-am avut o discuție aplicată pentru fiecare organizație în parte. A fost o discuție strict sau o întâlnire cu președintele ales al României. Cât despre situația lui Dian Popescu, Vâlceanu afirmă că va rămâne în continuare copreședinte PNL Gorj. Domnul Dian Popescu rămâne alături de dumneavoastră? Domnul Dian Popescu este copreședinte al noului PNL. În ultima perioadă au existat multe voci care spuneau că Dian Popescu va fi înlocuit din fruntea vechiului PNL.